De sărbători, spitalele din județ funcționează în regim de gardă, începând de vineri până luni inclusiv. Cei care vor avea nevoie de asistență medicală pot apela la centrele de permanență care vor fi deschise non-stop. Unitățile spitalicești vor avea program în regim de gardă de vineri 6 aprilie și până luni 9 aprilie, inclusiv. Continuitatea asistenței medicale primare se asigură prin cele 4 centre de permanență din Zalău, Crasna, Hida, Cehu Silvaniei, cu activitate de 24 de ore. Cabinetele medicilor de familie vor fi închise în această perioadă. Lucrăm noi salvarea și urgența. Din experiența anilor trecuți, pentru că iată sunteți coordonatorul acestui centru, au fost multe persoane care au apelat la centrul de permanență. Au fost destul de multe, duminică mai puțin, însă luni au început să vină colicile. Mai ales la cei care au postit tot postul, privați de proteine de origine animală, cum obiceiul la românii ca în fiecare casă să fie, aproape în fiecare casă să fie carnea de miel, care este un aliment destul de greu de digerat, începând de luni, încep colicile. Colici biliare, grețuri, vărsături, diaree, mai ales la cei care postez tot postul și după aia să răsfață cu bunătățile de Paști. De fiecare dată, înainte de sărbătorile pascale, înainte de sărbătorile de iarnă, venim cu aceleași mesaje, dar, din păcate, foarte puțin suntem ascultați. Tot timpul îi rugăm să mănânce cât de puțin și mai des, niciodată să nu se ridice sătui de la masă, să fie atenți la produsele cu maioneză, să fie atenți la carnea fumată, să fie atenți la prăjiturile cu cremă și mai ales la carnea de miel. Potrivit unui comunicat de presă remis de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sălaj, programul de lucru al spitalelor este organizat cu activitate în regim de gardă în perioada 6-9 aprilie, după cum urmează. Spitalul Județean de Urgență Zalău, 17 linii de gardă, care includ radiologie și laborator, 2 linii de gardă de urgență la UPU, Spitalul Orășenesc, Dr. Profesor Ioan Pușcaș și Mleu Silvaniei, 3 linii de gardă, o specialitate medicală, o specialitate chirurgie, o specialitate pediatrie, Spitalul Orășenesc Jibou, o linie de gardă, specialitate medicală, Spitalul de Boli Cronice Crasna, o linie de gardă, specialitate medicală.